Deci eu sunt ferm convins că domnul Iranșor n-a să fie extradat din Israel în Moldova, din mai multe considerente. Un considerent că e cetățean israelian, dar asta nu este determinant, deoarece în practica Israelului există situații, adică ei extradau cetățenii săi. Însă, în cazul în care există problemă sau pot să apară probleme referitoare la condițiile de detenție sau legalitatea condamnării, atunci statul, înainte de a lua această decizie, trebuie să verifice aceste circumstanțe și în cazul nostru noi avem atât de multe condamnări pe condițiile de detenție că nu poate nici cum statul israelian să spună că condițiile de detenție în Moldova sunt satisfăcute, putem să le extradăm. Deci asta eu nu cred în ipoteza aceasta. Ispășirea pedepsei poate să aibă loc doar atunci când statul israelian a să recunoască hotărâre de condamnare emisă de organele moldovenești. Pentru aceasta trebuie să verifice respectarea drepturilor omului, respectarea procedurilor, respectarea mai multor condiții. Vor reuși moldovenii să convingă pe autoritățile israeliene că condamnarea a fost ireproșabilă, atunci statul israelian să aplice pedeapsa. Dacă nu vor reuși, atunci statul israelian spune sorry, nu corespunde criteriilor noastre.